Vă salut și bine v-am regăsit la un alt video despre bunele maniere. Laurențiu Florea este numele meu și am alături de mine cartea Codul Bunelor Maniere, pur și simplu propria carte, unde am să vă citesc câteva informații destul de prețioase din punctul meu de vedere legate de bunele maniere la masă. Haideți să vedem care sunt informațiile pe care urmează să vi le transmit pentru a vă aduce valoare și voi vesti care sunt lecțiile pe care să le preluați și pe care să le puneți în practică. Așadar, am să citesc doar câteva lucruri legate de bunele maniere la masă. Ce să facem și ce să nu facem. Coatele nu se țin pe masă și nu se sprijină capul în pumn. Cuțitul și lingura se țin în mâna dreaptă. Deci cuțitul și lingura, atât, da? Nu și furculița. Furculița se ține în mâna stângă. Mâncarea se mestecă cu gura închisă fără a mânca zgomotos. Nu se mușcă direct din pâine, ci se rupe câte o bucată de pâine, da? Okay. Nu se aranjează cu afura în timpul mesei. Nu se folosesc degetele pe post de scobitori. Se folosește expresia da, vă rog sau nu, mulțumesc, ori de câte ori este cazul. Înainte de masă vă spălați pe mâini. Mâncați suficient pentru a vă sătura, dar nu mai mult decât aveți nevoie. Dacă trebuie să alegeți ceva de pe platou, alegeți bucata cea mai apropiată. Nu vă ștergeți niciodată pe față de masă, scaun, haine sau cu mâna, ci cu un șervețel. Acestea sunt subiectele bunele maniere la masă. Sper că aceste recomandări pe care vi le-am făcut să fie de folos. Sunt mult mai multe, însă am ales să vă citesc doar câteva. Pentru celelalte vă las pe voi să le descoperiți sau puneți în practică măcar câteva pe care vi le-am recomandat și după aceea puteți să completați și cu alte reguli de bunele maniere la masă.